Hei, bună! Eu sunt Andreea și astăzi o să fac cum să faci un paper squishy și partea a doua. Nu știu că l-am mai făcut. Dar cineva pe nume habar n-am cum îl cheamă, dar nu mai țin minte. Este o doamnă, domnișoară sau fată, habar n-am pentru care o poză fake. O să o pun aici, o să vedeți toți. Dar a scris că nu știu ce, o să vedeți și voi. Bun, deci hai să trecem la subiectul nostru. Pentru acesta veți avea nevoie de o paie. Puteți să aveți și model, dar în fine. Scotch. Și un creion. Sau creioane colorate, în caz că vreți să faceți. Eu am făcut acest paper squish și l-am văzut pe net. Și m-am atras foarte mult. Acesta este pe net. Și nu știu ce să fac acum. Cred că o să fac un panda band. Deci, va trebui să îndoim paia. Așa. Vedeți? După să facem un cerc. Nu știu după ce să fac forma cercului, dar în fine. Revin după ce fac cercul și vreau să vă spun că aici trebuie să lăsați un pic. Deci un pic să fie cercul aici. Ok? Revin imediat. Ok, am revenit și am lăsat puțin aici. Și mi-a ieșit așa. După trebuie să desenăm o față. Cute! Și le vin imediat după ce o desenez. Ok, mi-am dat seama că nu este un panda band, este de fapt o față cute. Și da, după va trebui să întoarcem așa, da? Așa. Și să punem scotch pe această suprafață. Oh my god. Revin imediat din nou. Ei, după ce m-am chinuit aproape un minut să caut chestia asta, am revenit și o să pun peste acesta scotch. Deci, așa, da? După aia tăiem. Și trebuie să facem după conturul acestea, să decupăm scotchul de aici. Da, văd că scotchul nu este chiar așa de lat după cât trebuia și o să mai pun și pe aici. Da, gata, am terminat de pus și se vede că nu se mai rupe. După, va trebui să punem scotch pe aici pe margini și trebuie să lăsăm puțin spațiu pentru a-l umple, vedeți? Deci, hai să pun chestia aia pentru că dacă o stau aici până să pun, fără să pun pauză, o să dureze foarte, foarte mult. Ok, am revenit și am lăsat puțin spațiu, în rest am lipit tot. După, am uitat că trebuie să vă spun că veți avea nevoie de pungă sau saci de gunoi sau ceva de ce gen. Da. Ceva pungă sau ceva de genul ăsta. Oh my god, tu cu genul ăsta. Știi să tai puțin. Ok, sper să mergem în loc pentru un squishy. Dar așa că trebuie să-l tai. Deja am filmat 3 minute și 23 de secunde. Cel mai lung, nu cred că cel mai lung. Și trebuie să-l bag aici. Puneți cât de moale vreți să fie. Eu nu știu cât să pun. Deci revin imediat după ce mă chinui să pun chestia asta în el. Ok, am terminat și cam așa arată scrisul. Îmi place destul de mult, dar se lupide aș putie. Abia aștept să-mi vină cele 4 scuși, adică 3 căpșuni și un tort. Și mai am 7, care Alex mi-a pus stăpânire pe ele și vrea să-mi le dea. Ok, deci cam atât a fost și pe acest video. Nu uitați de like și de subscribe. Salutare!